numele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Bâlciul iluziilor. Săturat. Mereu mi se îndrugă gogoși. Dar... Niciun dar. Ducem o viață mizerabilă. Dar eu... Ne-ai spus că vom avea parte numai de succese. Și că datorită trucurilor tale vom fi bogați și celebri. Dar nu câștigăm decât ceea ce primim din mila celorlalți. Bă, nu, exagerați. În orice caz, eu mă las pe gubaș. Na. Și eu am plecat. Adio. Adio. Bine, lăsați-mă singur. Ce naiv am fost să cred că mă voi îmbogăți cu doi monștri falși. Bietul de tine, nici nu-ți dai seama cât respect ți se poartă. Ai preferat poate să fii bogat și temut? E timpul ca locuitorii din Providence să afle că e mai bun un renume nepătat decât de aur să fii înconjurat. Chiar așa? Cum de nu m-am gândit mai repede? Acesta e tare nostim, Cate. Da, a ieșit bine, Rudolf. Dragi concetățeni, scuzați-mă, în calitate de primar în Providence am plăcerea să declar deschisă sărbătoarea talentelor din acest oraș. Eu însumi odinioară pictor și chiar sculptor, fără a mai pomeni de harul meu de inventator, voi avea onoarea de a desemna câștigătorul celui mai bun stand. Bravo! Dar sărbătoarea nu ar fi completă fără Palatul Monștrilor Prietenului Kruger. Ca în fiecare an, spectacolul cu monștrii va amuza copiii și adulții. Nici când eram mic nu mă temeam de Palatul Monștrilor. Hai să ne distrăm și noi la standurile astea. Bravo, domnule primar, ați fost formidabil! Dar acum ar fi mai bine să vă odihniți. Mai trebuie să vizitez standurile din concurs. Mergeți să vă odihniți, domnule primar. Bine, dacă insiști, dar numai o oră. Vei vedea, analizatorul meu tipografic va face senzație. Câteva cuvinte pe o hârtie și pot ghici caracterul și personalitatea celui care le-a scris. Interesant, abia aștept să-l văd. Hei, voi doi, nu puneți mâna! Opriți-vă, nătărăilor! Opriți-vă! Nu e nimeni. Ia hai să vedem ciudățeniile. Domnule primar, ce plăcere! Intrați! Sper că nu vă deranjez. Eram în trecere.
Da, știu. Vreți să vedeți ciudățeniile, nu? Da. E de datoria mea ca primar de a vedea totul înainte de premieră. Da, 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 da. Nu doriți o ceașcă de ceai înainte să vedeți misterele naturii? Da. Vă prinde bine la guturai. Bine. Așadar, vă place, nu-i așa? Ce se întâmplă? De acum nimeni nu va mai sta în calea succesului meu. Nu vă neliniștiți, voi anunța că sunteți indisponibil. Trebuie să plec. Veniți să vă conduc în camera dumneavoastră. Îmi pare rău, voi plăti pagubele. Acolo nu ne vor găsi niciodată. Ești sigur, Timmy? Da. Parcă spuneai că nu ți-e frică de monștrii lui Kruger. Da, desigur. Au dispărut. Cred că au intrat acolo. Sănătate! Dar n-am fost eu. Ai dreptate, s-a auzit de acolo, cu siguranță e Kruger. Poate i-a văzut pe nătărei aceea. Kruger, ești aici? Oscar, nu e nimeni aici. Hai să mergem. Așa! Kruger, tu ești? Oscar, nu! Ai văzut, Oscar? E un monstru adevărat! Kruger n-a avut niciodată monștri adevărați. Nu vă apropiați de cușcă! Palatul monștrilor nu este deschis pentru public! N-aveți voie să intrați aici, e proprietate privată! Afară! Haide, afară! Și să nu vă mai prind pe aici! Uite, Robby, au plecat! Și dacă vine Kruger aici? Ai văzut cum i-a dat afară, nu e în toane bune? Ba nu! Uite, intră în circ! Hai, s-o ștergem de aici! Uite, e sirop! Și mie mi-e sete! E deosebit, dar nu e rău! Guste dacă nu te temi! Ai văzut? Nu-i atât de rău! Timmy, ce e cu tine? Pune ceva! Te rog! Ce bine că ați venit! Iată doi monștri noi pentru spectacolul de diseară! Dacă nu sunt atent, tot orașul va veni să guste din soluția mea! Nu asta ți-ai dorit, dragă Kruger? Kruger s-a schimbat mult de anul trecut. Poate că e mai agitat, fiindcă va prezenta un monstru adevărat. Monstrul acesta seamănă cu desenul Katie. Ce idee năstrușnică! Hai să-l căutăm pe Rudolf. Trebuie să verific ceva. O scrisoare de la primar zice că a plecat la un doctor din Patonville. Atâta drum pentru un guturai? Oh, ați fost la Rudolf? Se simte mai bine? A plecat la un doctor din Patonville. La Patonville? Ce mai e și asta? Nu e scrisul lui Rudolf? Să-l anunțăm repede pe locotenentul Baltazar! Să ne întoarcem la standul tău, poate canalizatorul tău tipografic ne va spune cine a scris asta. Nicio problemă, scrisul acestui fals Rudolf ne va spune totul. Haide, dă-i drumul!
nu mai durează așa mult. Rezultatul analizei definește două personalități. Pe de o parte e o persoană blândă, atentă, naivă. Pe de altă parte e un individ calculat, machiavelic, cu o sete de înavuțire fără egal. Analiză terminată. A doua parte descrie bine caracterul lui Rudolf, dar prima nu se potrivește. Surprinzător, prima parte parcă îl descrie pe Kruger. Cel de anul trecut, căci anul acesta... Ai văzut cum ne-a dat afară din cupola circului? Dar dacă și a doua parte a rezultatului îl desemnează tot pe Kruger, atunci el a compus scrisoarea. Kruger e implicat în dispariția lui Rudolf. Să mergem! Crezi că ai găsit vinovatul? Ești sigur că l-ai găsit pe cel cu adevărat vinovat? Oh! Ți-am spus că va funcționa. Oh! Ei, și acum mai crezi că sunt pericol public? Crezi că sunt prea bătrână? Nu. Atunci care e problema? Balonul e puțin cam vechi și îmi fac griji pentru siguranța ta. Da, balonul e ca nou, n-a fost folosit decât odată, când aveam 20 de ani. L-am primit de la dragul Isidor. Locotenente! Primarul, la Patonville, nu e scrisul lui? A dispărut. Liniștește-te, Adrenalin, liniștește-te! Cred că domnul primar a fost răpit. Răpit? Ia auzi. Bine, am să fac niște cercetări ca să stai liniștit. Cred că ar trebui să creăm o diversiune. Am să-i distrag atenția lui Kruger. Bine? Tu? Prefer să-l înfrunt pe el decât pe monstru. Domnule Kruger, unde sunteți? Vreau să vă vorbesc! Bună ziua, domnule Kruger! Iarăși tu? Ce mai vrei? Acum e momentul, vino! Așadar, să știi că nu am prea mult timp. Desigur, aș vrea să vă arăt un număr. Cuștile astea două nu erau aici din aur. Nu știi, Kruger i-a transformat. E incredibil! Cum a făcut asta? Nu vă temeți, nu vă fac nimic! Sunteți domnul Rudolf? Îți bați joc de mine? Nu! Chiar vreau să fiu circar și mă gândeam că dumneavoastră, un om de meserie, ați putea să-mi spuneți dacă am talent! Șterge-o de aici până nu mă enervez, dea binelea! De acord. O zi bună. Cum să-i aducem la forma inițială? Trebuie să-i scoatem de aici. Apoi mai vedem noi ce facem. Se întoarce Kruger. Să ne ascundem aici. Repede! Sunteți primii, dar cu siguranță nu și ultimii. De mâine, toți locuitorii din Providence vor fi monstruoși, iar eu voi deveni cel mai celebru și cel mai bogat prezentator de circ! Trebuie să-l oprim pe zănatecul ăsta înainte să-și pună planul în aplicare. Să o ștergem cât e cu spatele. Au plecat de mult. Dacă li s-a întâmplat ceva? Oscar! Katia! N-are rost să te opui, Kruger, știm ce vrei să faci. Încă nu am terminat. Rămâi pe loc, Kruger, te previn. Oscar! Katia! Ce se întâmplă? Am avut dreptate în privința primarului. Caută-l pe locotenent, iar noi îl reținem pe Kruger. Grăbește-te!
Se pare că situația s-a cam schimbat puțin, nu-i așa? Unde să fie oare? Pația! Locotenente Baltazar! Locotenente! Locotenente, trebuie să vii repede cu mine la Kruger! Oscar și Katia sunt în pericol! Zău, Marten, el nu e în stare să rănească nicio muscă! Crede-mă, l-a prins și pe primar! Repede, Baltazar, nu avem timp! Pe primar? Tocmai pe el îl căutam de acolo de sus. Kruger l-a transformat în monstru! Deci adineaur dispăruse, iar acum a fost transformat în monstru? Nu te păcălesc, Baltazar! Dacă nu mă crezi, vino la Kruger să vezi! Bine, fie, să mergem! Cu cât sunt mai mulți, cu atât râdem mai bine! Ia te uită! Curiosul Oscar își revine în simțiri. Eliberează-ne, Kruger, va veni poliția. Nu înainte să bem un pahar în semn de prietenie. Ești un monstru, Kruger. Chiar așa. Din seara asta, locuitorii din Providence vor deveni monștri la circ. Providence va deveni un gigantic tărâm al monștrilor. De aici, locotenente, urmează-mă. Ei, unde sunt monștrii aceia? Nu ai unde să fugi, Kruger! Aici sunt, sub cupolă! Ce crede pe zebenghiul acela? Că acesta e primarul? Nu fi ridicol! Cine a făcut așa? Ia te uită! Fără îndoială e un trabuc de-a lui Rudolf. Să vedem. Dumneavoastră sunteți domnule primar? Se pare chiar el. Nu, lăsați-mă, nu m-am făcut nimic. Trebuie să-l găsim pe Kruger înainte să transforme oamenii în monștri. E groaznic, dar cum? A spus că începând din seara asta, toți locuitorii vor fi transformați. Prin ce mijloace poate ajunge la toți locuitorii deodată? După părerea mea, va răspândi produsul din avion. Ei, da, ar fi o soluție. E singura posibilitate de a ne contamina. Nu prea cred. De ce a încercat Kruger să mă facă să beau soluția dacă era suficient să o arunce peste mine? Nu, soluția trebuie băută pentru a avea efect, altfel nu funcționează. Turnul de apă! Ai dreptate, vărsând soluția în turnul de apă, aceasta va ajunge la toți locuitorii. Trebuie să avertizăm populația. Nu avem timp, trebuie să mergem la turnul de apă să-l oprim pe Kruger. Urmați-mă, știu cum să ajungem repede acolo. Nimic nu mă mai poate opri. Turiștii din lumea întreagă vor da buzna aici să vadă spectacolul meu. Voi fi cel mai bogat din lume. Ești sigur, Kruger? Ia privește în urma ta. Văd turnul de apă. Nu, e imposibil. Cum au reușit? Du-mă deasupra acoperișului, apoi Marten și Katia vor coborî în fața intrării. Am înțeles. Dacă m-ar vedea dragul meu Izidor. Dacă Kruger e acolo, îl vom încolți. Atenție! Gata? Dar! În sfârșit. Kruger, nu! Încă un pas și arunc soluția în apă. Stai, Kruger! Populația este avertizată și nimeni nu va bea apă. Nu te cred, Oscar. Dă-mi flaconul.
Nu mai ai scăpare! Predă-te și te vom ajuta! Mai am un cuvânt de spus! Hei, Kruger, sunt aici! Vino dacă ai curajul! Sper că nu m-am înșelat! Foarte bine. Priviți, contactul cu apa i-a redat forma inițială. Deci acesta e antidotul. Nu trebuie decât să le facem o baie bună victimelor lui Kruger. Doamnelor și domnilor, după premiile speciale aș dori... Să înmânez premiul pentru cel mai bun stand, celui a cărui event ți-a făcut posibilă prinderea lui Kruger, Martin! Să-l aplaudăm cum se cuvine! Mulțumesc! Să-i aplaudăm și pe Oscar și Katea, care au contribuit la stoparea problemelor trecătoare ale prietenului Kruger, cel a cărui soluție a avut un singur efect, m-a vindecat de guturai. Și astfel se încheie bâlciul din acest an. Ne vedem la anul când sperăm să-l revedem pe prietenul nostru Kruger cu monștrii lui falși. Mișca! Ai văzut? Voi fi celebru! Bravo! Rămân însă convins că Kruger a fost manipulat de cel care vrea să mă împiedice să descoper secretul din Providence. Ai mare dreptate, Oscar! Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Iona Brudan, Ana Maria Vlad, Doru Fârte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Urin Tripa, Petre Ghimbășan, Richard Balint. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Ileana Iurciuc și Iona Brudan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.